Republica Moldova, Evgenia Guțul, sprijinită de Putin. Albania, scandal la recensământ. Și Germania, se numără insecte. Bun găsit la Europeo! Regiunea autonomă Găgăuzia este situată în sud-vestul Republicii Moldova. Influența Rusiei este deosebit de puternică acolo. În urmă cu un an, în Găgăuzia a fost aleasă o nouă guvernatoare, Evgenia Guțul. Aceasta sabotează cursul pro-european al Moldovei, dar nu singură, ci cu sprijinul lui Vladimir Putin. Protestatarii sunt zgomotoși în fața tribunalului din Chișinău. Au venit să o susțină pe Evgenia Guțul, bașcana, adică guvernatoarea Găgăuziei. Guțul este acuzată de finanțare ilegală a fostului partid Șor, declarat neconstituțional. Conform procuraturii, ea ar fi transportat personal bani din Rusia în Republica Moldova pentru un partid susținut de Kremlin. Guțul neagă acuzațiile. Sunt judecată fiindcă sunt bașcana Găgăuziei. În ziua de azi, noi, găgăuzii, suntem pedepsiți fiindcă avem o altă opinie, fiindcă ne dorim pace. Vrem să fim prieteni cu Federația Rusă și cu alte țări. Guțul este un aliat al Rusiei în Moldova. Călătorește în mod regulat la Moscova, ba chiar se întâlnește cu Vladimir Putin. Trupe ruse sunt deja staționate în Moldova, în Republica Separatistă Transnistria, din estul țării. Acum Rusia curtează Găgăuzia, regiunea autonomă din sudul Republicii Moldova. În Găgăuzia, Rusia folosește bani și exercită influență prin intermediul partidului prorus Pobeda, adică Victorie, al Evgeniei Guțul. Guțul a câștigat anul trecut alegerile cu sprijinul fondatorului Pobeda, oligarhul moldovean, acum fugar, Ilan Șor. Uniunea Europeană înseamnă război, iar Rusia este un partener de încredere și oferă protecție. Spunem nu sărăciei, refuzăm să fim folosiți în război, în interesul altora. Suntem un stat independent și ar trebui să decidem singuri. Vom eradica spiritele rele europene din țara noastră. Rusia poate conta pe un oarecare grad de simpatie aici. Găgăuzii sunt o minoritate de origine turcică și vorbesc în mare parte rusa, spre deosebire de restul Moldovei, unde se vorbește mai ales româna. Recent, Rusia a promis că le va da pensionarilor de aici echivalentul la 100 de euro pe lună. Pentru unii, suma înseamnă o dublare a pensiei. Rusia ne ajută. Ne-au spus că ne suplimentează pensiile anul viitor. Suntem recunoscători. Rusia vrea să ne dea bani. Oamenii spun că sunt bani murdari, dar sunt banii noștri, nu bani murdari. Unii avertizează că un conflict cu guvernul central costă Găgăuzia mai mult decât merită ajutorul de la Moscova. Conflictul ajunge la fiecare dintre noi, fiindcă, din păcate, autonomia noastră este izolată acum economic și diplomatic. Indicatorii economici sunt deplorabili, investițiile scad, veniturile la buget scad, iar unele firme au părăsit regiunea autonomă. Dar bașcana Găgăuziei refuză să cedeze, iar lupta pentru direcția Moldovei este departe de a se fi încheiat. După mai bine de 2 ani, războiul Rusiei în Ucraina continuă. Trupele ucrainene se pregătesc acum pentru un război de lungă durată. Pe fondul lipsei de militari a fost adoptată noua lege a mobilizării, care a intrat în vigoare în luna mai. Așa că următoarea generație se pregătește și ea de luptă. Reporterul nostru a vizitat un grup de tineri ucraineni în timpul antrenamentului. Un comandant împarte arme grupului tactic separat. Sunt replici, nu arme adevărate. Trupele sunt formate din adolescenți. Acesta este un club extrașcolar din orașul Șepetivka, în vestul Ucrainei. Copiii se întâlnesc de 3 ori pe săptămână pentru a se pregăti pentru viața într-o țară afectată de război. Olena Drahuk, sergent într-o unitate antiaeriană, este singurul adult de aici. Ea a fondat în 2015 programul finanțat din donații, împrumuturi nerambursabile și cu sprijinul autorităților locale.
După invazia Rusiei, la scară largă, activitatea clubului s-a intensificat. Dar Olena spune că misiunea ei este mult mai amplă decât antrenarea viitorilor soldați. Astăzi trebuie investit maximum în această generație, fiindcă viitorul depinde de ea. Doar dacă ei înțeleg bine cine sunt, că sunt cetățeni ai Ucrainei, că e nevoie de ei aici, că pot dezvolta țara, abia atunci există un viitor aici. Rolul Olenei este mai mult de supraveghetor, fiindcă cei mici învață de la cei mari cum să asambleze un Kalashnikov, de exemplu. La instrucție folosesc puși de lemn, dar nu se joacă. Sunt conștienți că într-o bună zi viața lor ar putea să depindă de acest antrenament. Sunt disciplinați și fac față condițiilor mai dificile, cum ar fi ploaia scurtă de astăzi. Danilo are 16 ani, este unul dintre tinerii pe care membrii mai tineri din grup îl admiră. Părinții săi servesc în armată. El s-a hotărât să facă același lucru. Referitor la întrebarea dacă sunt gata să merg să lupt în prima linie, cred că da. În primul rând, fiindcă asta este datoria mea de cetățean al Ucrainei. Am dobândit aici cunoștințele de bază care mă vor ajuta în viitor și mă vor ajuta să alung inamicul din țară. Există în Ucraina sute de grupuri de tineret ca acesta. Numărul lor a crescut semnificativ de la debutul invaziei. Aflăm de la Ministerul Tineretului și Sportului, care acordă sprijin direct grupurilor mai mari. În ultimii doi ani, Ministerul a organizat întâlniri pentru grupurile de tineret în toată Ucraina, la care au participat aproximativ 75.000 de tineri. Acum avem în Ucraina o vreme a reflecției interioare. În aceste zile, părinții se gândesc cum să-și crească copiii, astfel încât să devină cetățeni ai unei țări independente, capabile. După două ore de instrucție, starea de spirit este foarte bună, dar portretele de pe pereți le aduc aminte că este război. Acești tineri, foști absolvenți ai programului, au murit deja pe front. Alți absolvenți sunt în continuare acolo, luptând cu arma în mână. Sunt îngrijorată. Când stăm de vorbă pe chat, știu că ei nu pot intra imediat pe internet pentru a-mi citi mesajele. Dar mereu verific mesajele să văd dacă au citit ce le-am scris, dacă au fost online, dacă toată lumea este acolo. Nu-mi răspund toți pe loc, dar dacă au citit mesajele, înseamnă că totul este în regulă. Când îmbracă iarăși hainele civile, membrii grupului devin iarăși niște copii. Unii din ei mai au 5-6 ani până să devină adulți, când vor trebui să ia decizii de adult. Alții nu mai au decât câteva luni până la cea bornă de hotar. Bulgaria și Macedonia de Nord sunt în conflict de ani de zile. Este vorba în principal despre istorie, limbă și identitate. Dar tensiunile par să se fie extins și în Albania. Într-o municipalitate din sud-estul Albaniei se crede că Bulgaria a intervenit în procesul de recensământ din Albania de anul trecut pentru a încuraja etnicii macedoneni să se declare etnici bulgari. Sătenii din Lichenas sau Pustec, cum îi se spune în macedoneană, merg la cumpărături. În timp ce unii sunt deranjați de prezența jurnaliștilor, această femeie ne răspunde bucuroasă la întrebări privind identitatea sa etnică. Trăiesc aici, în Albania, dar sunt macedoneancă. Pustec este situat pe unul din malurile lacului Prespa, în sud-estul Albaniei. Este locuit de macedoneni, deveniți oficial minoritate etnică în 1945. Minoritatea bulgară din Albania a fost recunoscută abia în 2017. În 2023, recensământul populației a fost un subiect extrem de sensibil în Pustec. Localnicii spun că Bulgaria ar fi încercat să-i convingă pe macedoneni să se declare bulgari la recensământ. Eftim Mitrevski, membru al partidului Alianța Macedoneană pentru Integrare, este ghid la muzeul dedicat scriitorului macedonean Stregios Spase, un simbol al minorității macedonene din Albania. Mitrevski susține că Bulgaria a intervenit în procesul de recensământ la Pustec.
În timp ce guvernul albanez făcea recensământul, am văzut că ambasadorul Bulgariei la Tirana a adus ajutor umanitar pentru ambulanțe și sistemul sanitar aici, în Prespa. Da, ne dorim colaborare, mai ales cu țările din Balcani, care fac parte din familia europeană, dar nu în asemenea momente. Ei vin aici și pretind că suntem bulgari, dar în momentul ăsta minoritatea însăși și autoritățile albaneze trebuie să spună stop. Autoritățile locale neagă acuzațiile conform cărora guvernul bulgar ar fi intervenit în recensământ. Presa ar fi inventat totul. Dacă am fi primit plângeri de la localnici, am fi depus și noi plângere, desigur. Dacă cineva vrea să facă asta, o poate face și acum. Încă mai este timp. Oamenii pot cere ajutorul instituțiilor de drept. În ultimii ani, Bulgaria, țară membra Uniunii Europene, a eliberat pașapoarte pentru membrii minorității macedonene din Albania. O alegere ce permite titularului să trăiască și să muncească liber în spațiul comunitar. Mulți oameni din Pustec conduc mașini cu numere de înmatriculare bulgare. Proprietarii de mașini sunt reticenți în a vorbi despre asta. Ambasada Bulgariei la Tirana a declarat pentru Deutsche Welle că a existat o campanie neprovocată împotriva minorității naționale bulgare și a statului bulgar din partea cetățenilor albanezi, care se autodeclară macedoneni. Sociologul Maria Doțce și-a scris teza de doctorat despre minoritatea macedoneană din Albania între 2011 și 2017, înainte ca guvernul să recunoască oficial minoritatea bulgară. În perioada aceea n-a existat niciun semn de conflict sau revendicări din partea bulgarilor. Oamenii se declarau macedoneni și vorbeau limba macedoneană. Toți ceilalți se refereau la această minoritate, așa cum am fost noi dintotdeauna recunoscuți în mod tradițional, minoritate etnică macedoneană din regiunea Corse. Rămâne de văzut ce s-au declarat oamenii din Pustec la recensământul din 2023, macedoneni sau bulgari. Rezultatele urmează să fie publicate de Institutul Albanez de Statistică zilele acestea. Încă din adolescență, argentinianul Hugo Edgardo de Giorgio a vrut să știe de unde provine familia sa. Căutările l-au dus în Italia, Elveția și Franța. A cercetat în biserici, arhive și chiar în cimitire. După mai bine de 40 de ani, a găsit peste 8.000 de rude și a scris și o carte despre cercetările sale. Argentina, Italia, Elveția și Franța. Ce au în comun aceste țări? O poveste de familie transnațională, emigrație, despărțire și rude redescoperite. Și o persoană căreia i se datorează tot acest demers. Hugo Edgardo de Giorgio lucrează la Milano, în sectorul bancar, în timpul liber, are un hobby, genealogia, adică își cercetează arborele genealogic. Aceasta este străbunica mea, Eliza Kfeller. A fost născută în Argentina, părinții ei proveneau din Elveția. Și de Giorgio este născut în Argentina, într-un oraș înființat de imigranți din Europa. Helvesia, numele latin al Elveției. Familia tatălui meu provine din Italia, cea a mamei mele din Franța și Elveția. Cu 40 de ani în urmă, când era adolescent, de Giorgio a început să cerceteze originea familiei sale argentiniene. Pe atunci încă nu exista internet. Întâi a strâns informații de la membrii familiei, mai târziu a cercetat arhive, registre bisericești, a căutat până și în cimitire. Cu ajutorul fotografiilor, scrisorilor și hărților, i-am putut cunoaște pe unii membri ai familiei și să reconstitui personalitatea fiecăruia dintre ei. Aici putem vedea țările de origine ale familiei mele, regiunile italiene, cantoanele elvețiene și departamentele din Franța, din care ei au emigrat în Argentina. De Giorgio s-a stabilit la Milano în anii 90 ai secolului trecut. De atunci a identificat aproape toate rubedenile europene.
inițialmente la început, arhiva mea conținea doar câteva persoane. Astăzi sunt aproximativ 8.000. Dar banca sa de date nu este doar pentru us propriu. Avem o istorie a emigrării comună. Prin această muncă mi-am propus să ajut și multe alte familii. Conferință de presă internațională la Helvesia. Aici este prezentată cartea lui De Giorgio privind istoria familiei sale. Volumul se intitulează Peste Ocean. Manifestarea nu este consacrată exclusiv trecutului. Rudele sale din diverse țări au ocazia să facă cunoștință. Au astfel șansa să reînnoade relațiile de familie. Hugo De Giorgio stă de vorbă cu rudele sale italiene. Ne aflăm la Plasensis, la 400 de kilometri distanță de Milano. Mirela De Giorgio prepară un risotto delicios pentru Hugo De Giorgio. Tatăl Mirelei a fost fratele străbunicii mele. Acum tu mă prezinți. Cine sunt eu? Tu ești fiul meu. O fotografie de la una din primele întâlniri, cu 25 de ani în urmă. Cam pe atunci, pe Mirela De Giorgio a sunat-o la telefon un tânăr pe care nu-l văzuse încă niciodată. Era Hugo. M-a sunat fiindcă vrea să mă vadă. Vrea să stăm de vorbă despre asta, despre originile lui, despre originile mele. Restul este istorie. De atunci cele două familii s-au reunit. Mirela De Giorgio nu are copii. Hugo este pentru ea ca un fiu. Un fiu născut pe un alt continent, dar care, cu toate acestea, a știut să o găsească. Lipsa spațiilor verzi, zgomotul, poluarea și lumina artificială pe timp de noapte. Insectelor le este greu să supraviețuiască în zonele urbane. NGO-ul german, Villa, din Bonn, a demarat un proiect pilot. Insectele se numără acum pentru a determina care specii sunt expuse riscului. Iar o astfel de cercetare complicată nu ar fi posibilă fără voluntari. Numărarea insectelor poate fi o sarcină frustrantă, ca să nu spunem imposibilă, dar pentru un ONG din orașul Bonn este un proiect științific serios. Biologul Johannes Krasman este unul dintre voluntarii care au acceptat provocarea. Cel mai greu pentru mine a fost faptul că aici sunt atât de multe insecte. Nu putem avea o privire de ansamblu complet asupra tuturor insectelor. Și majoritatea sunt foarte rapide. Pot zbura, pot fi pe sol, deci avem foarte puțin timp să le observăm. În acest proiect pilot, voluntarii din Bonn îi ajută pe oamenii de știință să dezvolte metode eficiente de monitorizare a insectelor în mediul urban. Organizația Bonn Science Shop a invitat persoanele interesate să participe la un atelier în care învață să observe insectele și să le descrie profesional. Includem grădinari amatori în acest proiect, fiindcă ei știu cel mai bine ce este necesar pentru a monitoriza ușor și eficient insectele. Derularea unui proiect atât de elaborat ar fi imposibilă fără voluntari. Oameni cu pasiune pentru natură și atenție la detalii. Toată ziua lucrăm sau ne concentrăm asupra muncii și nu vedem ce e în jurul nostru. Dar este simplu să ieși afară, să vezi natura și unele insecte, să observi unele plante și să ai un rol mare într-un sistem mare, ecosistemul nostru. În grupul meu nu am găsit gândaci. Astăzi nu sunt mulți. Am văzut o albină sălbatică pe florile de acolo. Acum 2 ani, când nu era o grădină aici, probabil n-am fi găsit nicio albină. Căldura, zgomotul, poluarea, lumina artificială pe timpul nopții și lipsa spațiilor verzi îngreunează viața insectelor, cărora le este dificil să supraviețuiască, să se reproducă și să se dezvolte în zonele urbane. Fără polenizatori, plantele nu se pot dezvolta și înmulți. De aceea sunt atât de importanți. Pe de altă parte, insectele sunt hrană pentru lilieci, păsări și alte viețuitoare. De aceea este important să avem insecte și în orașe. Potrivit unui raport al Societății de Etnomologie Krefeld, între 1989 și 2016, în orașele din Germania s-a înregistrat o scădere sezonieră a biomasei de insecte de 76%.
Obiectivul actualului proiect este de a stabili care specii s-au adaptat mai bine schimbărilor climatice și care s-au redus. Pe scurt, numărarea insectelor contează cu adevărat, atât pentru existența acestor creaturi minuscule, cât și pentru mediul înconjurător în ansamblu. Europeo a ajuns la final. Vă așteptăm săptămâna viitoare cu noi teme europene. Până atunci ne puteți găsi pe site-ul EDV, pe Facebook și pe YouTube.